Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, ora de veche, studio Epoch Times. Recidive am spus noi acestei emisiuni. I-am spus așa pentru că oamenii nu perseverează. Perseverează, dacă ar persevera în bine, ar fi bine. Dar perseverează mult în rău și în multă prostie, adesea. Din păcate, trebuie să recunoaștem, să nu ne ascundem după degete, că ne tragem singur preșul de sub picioare. Bună seara, Adrian Sturza. Bună seara tuturor. Tu acum te referi la președintele Klaus Iohannis. Inclusiv la el, dar nu e singur. A început să iasă de mai multe ori pe zi și să spună prostii unele mai mari decât celelalte. Nu știu, e foarte interesant. Fiecare pasăre prelimba ei piere, Adrian Sturza. Da, e adevărat, dar iese și acuză da, deci este și acuză pe Stelian Ion, deci se concentrează pe niște lucruri care sunt dovedibile falsuri. Știi? Adică, cu alte cuvinte, își pune mâna în cap. Chelul. L-acuză pe Stelian Ion și eu nu sunt un fan USR, cred că, mă rog, nici nu sunt împotriva lor. Dar să l-acuz pe Stelian Ion, care nu putea să facă nimic din cauza că se știe că exista o fricțiune cu Cotroceniu, apropo de încercările lui Stelian de a dizolva Sijul conform unei recomandări. Adică nici măcar nu poți să-l bănești. Chiar dacă Stelian Ion trebuia să facă chestia asta, pentru că cumva ne cam trăgea de mânecă Europa. Da. Dacă ne aducem aminte, nu? Și omul chiar vrea să o facă. Noi am avut interviul cu el și eu îl creditez cu adică am... Mie mi se părea credibil când zicea că vrea să facă și nu poate din cauza Cotroceniului și se abținea de la comentarii în interviuri. Am avut interviuri în perioada respectivă, puțin înainte de toate ca nebunia asta să explodeze și ne spunea off the record că se strâmbă băiatul ăla de la Cotroceni la el. Acum tu după toată nebunia pe care ai făcut-o să ieși, să spui că Stelian a fost dat afară pentru că nu a făcut nimic. Știi? Deci o duci până la capăt. Și întrebarea e de ce o duce până la capăt? Că eu încep să cred alte. Adică mă întreb, dom'le, sunt două variante aici. Ori e prostie, ori e agenda. Vechea dilemă, nu? Adică dacă speri ca după ce deja credibilitatea e în scădere, au publicat cei de la Faz un articol destul de sec în care îl făceau pe Iohannis coș cu oțet. Faza așa este. Da? Da. E Frankfurter Allgemeine Zeitung. Și spune un articol în care spunea că Iohannis a remarcat prin subminarea reformelor. Da? E o problemă aia. Acum, eu îți spun cum gândesc ei. Deci, ca zic așa, Marou a depășit ventilatorul ăsta. A ajuns mai sus. Ioanis se comportă aproape sinucigaș, dacă nu de-a dreptul, da, aproape măcar, pentru că a învățat un lucru prost, să încerce să-și mențină propriul segment, da, de alegători. Ori el nu ia în calcul când face asta faptul că acel segment s-a dezmeticit. Și nu s-a dezmeticit că și-a dorit. S-a dezmeticit șocat, uite, să citească ce a scris Tudor Chirilă, dacă nu crede. Tudor Chirilă, care a fost un stâlp al pieței, da? Al pieței Victoriei și al demonstrațiilor și lui de demonstrații și la ordonanța 13. Bun, mai degrabă de orientare USR, da? Nu asta e. Nu contează de ce orientare este. Contează de... și ar trebui să conteze pentru domnul Iohannis faptul că foarte mulți oameni care l-au susținut se trezesc că el coabitează din ce în ce mai evident cu un PSD pe care l-a negat 2 ani. Da? Ieșea de fiecare dată și spunea ce pericol e PSD-ul. Știm și noi că e un pericol. De-aia l-au susținut oamenii, pentru că simt pericolul PSD. Dar după ce înjur PSD-ul 2 ani, să te pup cu PSD-ul acum, mie îmi sună tare rău. Plus că mai e un lucru. Audiența lui Iohannis nu e audiența lui Ciolacu. Baza lui electorală nu e baza electorală de la PSD, unde, indiferent ce spune Dragnea sau Ciolacu sau cine e lider, pe Ciolacu
Ciolacu nici nu e atât de credibil. Să zicem Dragnea, putea să vină să spună orice, că l-au hăituit la Atene Palace, patru gealați, că i-au făcut nu știu ce. Da, lumea îl credea. De ce? E alt electorat. E alt segment. PNL-ul are un segment ceva mai educat și care și mulți dintre ei nu își permit să unele dintre pozițiile lui Iohannis sunt de neapărat. Nu poți să le aperi rațional. Corect. Dacă o faci, pe Facebook, lumea te sinucizi. Te descalifici și tu. Exact. Și atunci lumea nu se duce. Nu e nimeni măritat cu Iohannis. Mă rog, în afară de băieții aia de acolo sau consilierii lui și toată Alina Gorghiu și toată nebunia. Da. Alina Gorghiu, iarăși. Mi-a adus aminte. Nu mi-e drag Liviu Alexa, se știe. Am spus-o, am scris despre el. Recuperatul Alexa? Da, recuperatul Alexa. Nu, nici nu cred că e recuperat. Cred că încearcă să, dobândească respectabilitate și cumva să înșele publicul de dreapta. Dar el uită că publicul de dreapta nu e așa de ușor de înșelat. Dar pe 12 septembrie a lansat un site care se cheamă Strict Secret, foarte bine aprovizionat. Deci acolo decartează cineva informație. Zilnică. Zilnic are câte un material destul de, cum să spun, interesant, reluat în fiecare zi de comisarul care a devenit... ce se cheamă, distribuitor. Da. Unic, nu e chiar unicul, dar bun și important distribuitor al lui Liviu Alexa. Ce spune Liviu Alexa? Că în vreme ce domnul Iohannis s-a dus bine mersi la Consiliul din Slovenia, că trebuia să se ducă, era în grafic, pentru asta nu-l condamn, în avionul de Chișinău au urcat două persoane într-o cursă de Chișinău. Unul era Vasile Dâncu, pe care îl știți cu toții. Cealaltă persoană era doamna Gorghiu și Alina. Îmbrăcată doamna Gorghiu, spune domnul Liviu Alexa, într-un plovăr ca de pensionară, ca și când ar vrea să treacă neobservată. Amândoi vreau să treacă neobservați, dar se pare că acolo tot domnul Alexa spune și cam știe ce spune, că îi spun și lui alții. Mergeau puțin la Chișinău să negocieze sprijinul PSD pentru un guvern minoritar. Nu mai pot vorbi în România. PSD-ul pe vremea lui Ponta negocia din astea în Dubai. PSD-ul pe vremea lui Dragnea negocia în Mykonos, în Grecia. Văd că domnul Iohannis, dacă are de negocia pentru liberal, merge la Chișinău. Mai devreme, când era vorba de care din moțiuni se depune, cum e cu Congresul, să o lase moarte până în Congres, domnul Rize a fotografiat tot doi fruntași, unul de la PSD, unul de la PNL, care se sfătuiau nevoie mare într-o crâșmă din Chișinău. Acum, domnul ăștia se urcaseră în avion și se pare că domnul Marcel Ciolacu nu prea are încredere mult în domnul Dâncu, că stabere diferite și l-a pus în coasta domnului Dâncu pe domnul Roman Șcanu, dacă vi-l amintiți, fost ministru al culturii, și domnul Roman Șcanu era acolo un tipul care ține de șase și are grijă ca discuția să nu devieze, nu înțeleg ce trebuia să caute, dar în fine. Și musca în lapte la toată chestia asta era domnul Bogdan Gheorghiu, actualul ministru interimar al culturii, care mergea și el la Chișinău, la doamna Maia Sandu, nu știu ce poveste. Așa, și primul care l-a observat și l-a văzut că vine pe domnul Gheorghiu a fost Roman Șcanu, și temându-se că ăștia doi care erau deja în tet-a-tet cumva să nu-l observe și să se prindă Gheorghiu, a zis zgomotos tare: să trăiți, domnule ministru! Atrăgându-l atenția. Conchide Liviu Alexa acum că totuși domnul Bogdan Gheorghiu, în loc să-i întrebe ce căutați voi doi împreună, s-a lăsat ispitit de ce mergi la Chișinău, ce faci acolo. Adică a fost un copil cu minte care n-a sesizat că întâlnirea celor doi în drum spre Chișinău, așa incognito și n-aveau niciunii nicio treabă oficială, era pur și simplu ciudată și depus sub semnul întrebării. Și asta este, domnul Iohannis totdeauna lucrează prin emisari, nu o să crezi că se duce singur să scoată castane din foc. Nu. Că sunt fierbinți. Mai ales, nu poți, la Chișinău e ciudat, adică trebuie să ai un pic de grijă.
Cățul i-a tăiat de la bani pe ăștia de la OSR. Am văzut. Cum vine treaba asta? Cei mai atenți la povestea asta sunt, o să râzi, cei de la Europa Liberă. Europa Liberă are o anchetă foarte sănătoasă cu primăriile și fiecare primărie cât a luat. Și Gifor Media este un adevăr. Un oraș ca Timișoara n-a primit niciun leu. Un oraș ca Medgidia, care e mai mic, a primit 20 de milioane de lei. Totuși, ne gândim la ce populații sunt acolo. Pentru că din reglajul ăsta de conturi, din câte primăria are USR-ul, doar 5 au primit bani. Restul, primăria sectorului 2, primăria sectorului 1, n-au primit niciun leuț. Cu banii ăștia n-a venit de la mama, domnul Câțu. Sunt bani din fondul de rezervă. E drept, aflat la dispoziția primului ministru. Dar când miliardul ăsta de lei îl dai doar primăriilor care te-au susținut la Congres, că se poate verifica că cei care au primit bani sunt cei care l-au și votat. Da? Da. Deja parcă îi dau dreptate lui Ciolacu, care nu-mi place personajul, dar care zice, domnule, mă duc să mă adresez la DNA. Adică totuși, niște oameni au semnat distribuția unor bani pe niște criterii dubioase. De partid. Absolut. Că acum, suntem, eu zic că virtutea unui gazetar adevărat e să spună când ai greșit și să te laude când ai făcut bine. Nu putem fi gazetari adevărați dacă urlam ca din gură de șarpe când făcea asta Dragnea, că o făcea des. Și acum punem Batista pe și acum să omitem acest lucru. Nu, domnul Câțu, îmi pare rău, ați dat bani care sunt ai noștri pe unor tipi care v-au votat. Adică una e una, alta e alta. Nu se face. Și pentru asta există un remediu, codul penal. Problema este ce face parchetul. Face ceva? În țara asta, parchetul? Așa mă gândesc. Că ar trebui să facă. Nu face, săracul. Nu, corect. N-are cum. Păcat. Păi pe asta se bazează toată treaba, nu? Despre asta e vorba în toată discuția. Mare păcat. Jos labele după justiție. Da. Nu despre asta e vorba? Da, e... Justiția în România e ceva absolut sacrosant. N-ai voie să te atingi de aia, de corupție. Nu, stat de drept fără justiție nu ai. Deci nu există. Păi, nu se poate. Și ăsta e stat de drept. Păi, care... Despre asta vorbim. În momentul în care justiția este la cheremul, la floarea de butonieră a unora și altora care se mândresc cum că DNA-ul e la noi. Că de fapt asta e miza. Doamne, vin niște bani europeni, nu poți să iei dacă DNA-ul stă cu ochii pe tine. Și ca să fii sigur că nici DNA-ul și nici Dicotul nu sunt cu ochii pe tine, trebuie să ai acolo niște oameni puși de tine. Și domnul Stelian exact asta făcea, concursuri cu oameni nepuși de ei. Deci să o spunem pe aia clară. Pentru asta a plătit. Faptul că Iohannis a girat toată îngroparea asta a justiției, deci faptul că a făcut-o, nu ar trebui să surprindă pe nimeni dacă ne amintim ce a făcut atunci când a atacat-o pe Cîveși atât de dur. A făcut ceva? S-a dus la CSM peste ei? Nu. Cuvântat de la Palatul Cotroceni. Deci, da? A fost povestea cu Black Cube în care autoritățile statului erau învinuite de către deliventul Daniel Dragomir. Ce se întâmplă? Condamnat definitiv, da, și fugit prin lume. A zis lume. Că vrea să vină, dar până la urmă ce a făcut? S-a răzgândit? Probabil că da. Deci și-a luat lumea în cap și s-a dus în Italia, da? Dar până se duce în Italia, spunea și își permitea să le spună celor de la Black Cube, care e jumate de Mossad, așa, agenția Mossadului ieșiți din activitate și băgați în Black Cube, nici nu știu dacă aia nu e o ramură a Mossadului. Crezi că ești vreodată din SRI sau din... Nu, dar nici nu știu dacă aia nu e o ramură civilă, o acoperire perfectă a Mossadului. Bun, și chem firma aia care... E ramura comercială. Da, care de fapt n-ar trebui să aibă jurisdicție pe teritoriul României și garantezi tu, Daniel Dragomir, la acel moment șef al brigăzii antitero din SRI, că au sprijinul și permisiunea SRI și a șefului statului. Ai auzit cumva din zona Cotroceni o dezmințire, o ceva, o zicere, o poveste, o nimic. Are o tehnică domnul Klaus Iohannis de a tace mâlc în anumite situații, nu o egalează în
Nu cred că există cineva care să poată lucrul ăsta. Dar în același timp, are momente și spun unii jurnaliști asta și sunt de acord cu această aserțiune, cum că a devenit un președinte mai jucător decât Băsescu, chiar dacă nu joacă foarte direct. Chiar dacă joacă prin interpuși sau se hazardează în ieșiri în care compromite instituția prezidențială. Că pe mine nu mă interesează că acolo e Iohannis și cât e. Mă interesează că acea instituție să nu facă niște lucruri care depășesc o linie roșie. Pare mai degrabă jucat decât că joacă. Păi jucat poate fi, pentru că serviciile îi pot arăta oricând. Pentru că întotdeauna întrebarea rămâne, joci tu jocul sau te joacă el pe tine? Pentru că toate afirmațiile astea, unde îl duc? Mai are ceva din mandatul ăsta. Și după aia ce face? Își visează Consiliul European. Știu și eu. Și vreau să spun că slujba aia înseamnă 40 și ceva de mii de euro pe lună. Mai ajunge acolo? Fără să faci mare lucru. Mai ajunge acolo? Că poate, dacă o ia în felul ăsta pe arătură, s-ar putea să fie greu de pus acolo. Pentru că europenii îți mai promit lucruri, dar îți promit cu condiții. Știi? Nu știu. Nu știu cine, deci eu repet. Am impresia, oricând care consilieri proști, să devine frecventabil, oricare consilieri pe care nu-i ascultă, oricând are consilieri și face de capul lui tot ce face. Adică, domnule, nu-i târziu, un ceasul al 12-lea. Vino și spune, am greșit, lucrurile astea stau așa și așa, dar nu avem noi politicianul care să vină să recunoască niște chestiuni. Și dacă mă gândesc la câte zvonuri, deci eu repet, ca să nu, că nu vreau să pară că sunt și nu sunt fan Liviu Alexa. Cred că Liviu Alexa a devenit ceea ce se cheamă un vector săgeata a unei ramuri a serviciilor care începe să spună la acest moment ce dorește să spună. Astăzi, în mijlocul zilei, a apărut o anchetă care dă Iohannis en passant, ca să zic așa, lovind în domnul Schmidt, despre care am discutat data trecută, cu a lui soață Veronica Usatăi, în domnul Muntean, în frații Muntean, care sunt de la Sibiu și care până una alta controlează mai nou și Schweighoferul austriac, altfel suspectat că ar fi foarte drag domnului Iohannis. Anchetă lungă, foarte lungă, cu informație, iarăși, repet, aia este livrată. Adică am ochi de jurnalist vechi, știu când vine ceva în brațe și când e muncită. Aia e informație știută de către unii și în rest romanță. E bun la romanțe, domnul Alexa, dacă vrea să cânte, cântă. Și când vrea să fluiere, fluieră. Bine, are repertoriu, adică are niște note prestabilite. Serviciile, din punctul meu de vedere, la acest moment, mai devreme decât la domnul Băsescu, că Băsescu a fost lăsat în brațe când i-au arestat fratele fără să-l anunțe. Cred că serviciile îl pun între paranteze, ca să fiu politicoasă, pe domnul Iohannis, mult mai devreme decât l-au pus pe domnul Băsescu și dacă nu se prinde, va fi șambalat. Eu nu-l văd bine. Asta e predicția mea de gazetar care știu cum fac serviciile, când deja se uită în jur după alt stăpân. Și știu că nu mai contează în cărți. Și și-ar dori să-l vadă acolo, la Cotroceni, pe post de primitor de ambasador, de scrisori de acreditare, participând la diverse... Materi de panglici. Da. Și atât. Da. Pentru că vin bani. Deci, toată atmosfera asta s-a schimbat în România, da, din cauza banilor de la Orizont. Nimeni nu mai are o reacție normală. Nu că ar fi fost niște buni, nu că ar fi fost niște patrioți, nu că, Doamne iartă-mă, aveau idealuri și vise. Nu. Toată lumea, de la președinte, Camera Deputaților, Senat, Ministere, peste tot, toți oamenii văd ca la ruletă bani în fața ochilor și nu știu cum să facă să fie acolo la împărțire și eventual să aibă grijă să nu fie pedepsiți pentru că și-au luat mai mult decât li se cuvine.
complicat. Toată lumea zice, domne, inclusiv Iohannis zice, domne, avem o criză politică în pandemie, guvernul trebuie să rămână acolo. Cum ți se pare ție asta? Mi se pare că guvernul oricum nu făcea mare lucru, mai mult încurca. Peste că acum nu poate să facă nimic. N-are voie să... Deci dacă ai incidență 30 la mie, guvernul ăsta nu poate face nimic, pentru că nu poate da ordonanță de urgență, că e interimar. Deci dacă n-ai guvern... Ce ordonanță de urgență ar putea da? Poftim, dacă se răutățește situația, ar trebui, nu-ți place lockdown-ul, dar ar trebui să-l impui. Nu poți să-l impui. Ar trebui să aduci înapoi, să zice, în starea de, dacă se răutățește situația, în locul stării de urgență, de alertă, să revină starea de urgență. Starea de urgență nu poți să o proclami ca guvern interimar. Sunt o mulțime de lucruri pe care nu poți să le faci. Eu cu asta sunt de acord. În pandemie nu te joci, chiar nu știi cum se duce. Ca număr de cazuri și ca gravitate și nu mai e niciun loc la, totuși la reanimare nicăieri. Deja s-a intrat pe spitale modulare și pe confiscarea, practic, a paturilor de la suferinți pentru alte boli cronice. Asta se face, e japcă pe față. Adică îl condamn la moarte pe cel bolnav de altă boală, că chirurgul ăla nu mai are voie să opereze și patul de reanimare aferent operației lui e cedat bolnavului de COVID. Și te întrebi tu cu ce ai greșit. Asta dacă nu îi dau afară, ca la Foișor, da, la spital, pe cei din ATI, pentru că sunt diagnosticați cu germeni multirezistenți. Dar vreau să spun că de la Sfântul Ioan sunt foarte supărați. Pentru că eu aveau pacienți pe care trebuia să-i opereze în perioada imediat următoare. Sunt și la ei listă de așteptare la spitalele mari, mai ales pe oncologie. Nu te operezi azi că a decis normal medicul ieri. Nu. Sunt liste de așteptare, sunt oameni la care operația odată întârziată pune în pericol viața și nu cred că ar trebui să-și permită nimeni să fie Dumnezeu, nici când te cheamă Arafat. Nu poți să faci din asta. Arafat vine și zice, eu n-am suspendat nimic și urgențele sunt în continuare. Nu, serios. Păi să meargă la spitale și să se încerce să se interneze, domnul Arafat, să se deghizeze și să se ducă la un spital, să încerce o internare pe o boală cronică. Să vedem, poate? Asta e. Numai cine nu lucrează în sistem sau nu are rude în sistem, nu știe că, practic, spitalele la momentul ăsta sunt paralizate. Când tu dai ordin de ministru, în loc să, da, domnule, decizi că ai scos niște spitale, deși nici asta nu e regulă, să faci spitale COVID, dar alea să aibă acest ordin. Dacă tu dai ordin de ministru în toată țara, fără discriminare, că 30 de zile nu se mai operează nimic decât urgențele gravidele și ăștia, bolnavi de cancer, zici așa, dar... Medicul nu-l poate tăia dacă spitalul e închis. Și iarăși nu-l poate tăia dacă n-are patul aferent la reanimare. Că să-mi explice domnul Arafat, dacă există vreun om operat de un cancer care nu necesită reanimare după aceea. Da? Și dacă paturile de reanimare sunt date la COVID, unde se duce la operatul pe care tu spui are voie să se opereze? Bun, are voie și după aia se duce în stradă sau ce face? Nu înțeleg. Deci e un guvern ca să se afle în treabă că există. Domnul Iohannis vrea să-l ducă cât mai lung, adică ar putea să aibă un super interimat, așa, ceva de genul, mă baricadez în Palatul Victoria că sunt interimatul asta. Dar la ce bun că ești interimar, că nu poți să faci aproape nimic. Bun, și atunci mă întreabă cineva, am discutat cu în costa redacției iaseară cu un tânăr care zice așa, domnule, zice, am văzut emisiunea pe care ați o marți și zice, ați dat cu bățul în baltă, expresia a fost alta, mai dură, dar nu intrăm acolo, și ați dat cu bățul în baltă, zice, eu înțeleg că una și alta, dar de ce v-ați luat, domnule, de aur? Ăla este simpatizant aur, probabil. Da. Păi mă, cam mulți simpatizanți aur, dacă e să mă iau după sondajele astea, așa că am dublat baza de electorat. Problema este că nici pe oameni nu pot să-i condamn. Pentru că aurul n-a făcut decât să speculeze o tendință existentă în România. Dacă acești conducători, indiferent de la ce partid sunt, lideri politici, nu realizează că totuși 33% din populația României s-a vaccinat și 67% nu,
Și dacă se încăpățânează să-i facă proști pe toți, s-ar putea să o ia pe scăfârlie mai rău ca Ceaușescu. Și îmi pare rău să o spun. Noi nu poți să-i spun unui popor întreg că-i tâmpit. Că tu n-ai fost în stare să le comunici. Că i-ai lăsat pe antivacciniști să zică ce vor. Că nu știu ce ai mai făcut. E treaba ta că ai gestionat prost o situație. Că ai lăsat-o laxă. Că-i... Dăm caseta înapoi să ne să-l auzim pe Iohannis cum ne spunea că am învins pandemia. Astă vară. Nici mai departe, nici mai în 27 sau 28 iulie. N-are consilier, nu. Da? Deci dacă tu spui că ai învins pandemia, sigur că omul pleacă la munte, la mare și la soare, că a spus președintele. Oricum pleca una la mână. Mă, nu faci asta. E o declarație politică pe care nu vrei să o faci, mai ales că în perioada aia deja Israelul avea niște temeri. Hai să nu zic că avea deja probleme, că le explodaseră la un moment dat, cred că prin august. Da? Deci și oricum... O grămadă de cercetători spuneau, avertizeau că vine un val 4. Acum puteai să crezi că vine valul 4, puteai să nu crezi că vine valul 4, dar oricum, măcar varianta Delta venea pe aici, că noi am fost întârziați. Restul deja, da, deci Marea Britanie aveau probleme deja cu varianta respectivă. Deci era bine să citești, poate nu citește. Oricum nu e treaba mea ce nu citește și ce citește Iohannis, dar într-adevăr face, calcă foarte tare în bălți. Practic, el, după părerea mea, în afară de, să zicem așa, aripa Orban din PNL, da. Și oarecum USR-ul, toată lumea lucrează pentru AUR. Inclusiv Ciolacu. Ciolacu i-a prins foarte bine, dar drumul la câinii de la AUR. E foarte bună expresia. Da? Acum, două partide îmi ridică mie suspiciuni ca jurnalist vechi. Că eu pe tineri înțeleg, pentru că vin de ieri. N-au patternurile să le recunoască. Că n-au experiența respectivă. Și de asta se formează un jurnalist în 6-7 ani, cât un ofițer de informații, așa se spune. Pentru că îi trebuie timp să învețe să miroase lucrurile de la distanță. Nici nașterea și ascensiunea Partidului AUR, nici nașterea și ascensiunea USR-ului nu sunt curate. Aici, fără combustibilul băgat de servicii, n-ar fi fost posibil să existe. S-au format artificial brusc, au crescut brusc, lucruri care nu se întâmplă în politică decât cu ajutor. Uh-huh. Acum nu vreau nici să-i dau apă la moară lui Turcescu, dar domnul care e cu rucsacul a avut o postare de genul ăsta în care se spunea că se sincronizează în acțiuni, că fac niște lucruri. Da, fac niște lucruri și se sincronizează. Și părinților pot fi comuni. Da? Că și la vreme de pace și la vreme de război, anumiți industriași alimentează și puterea și opoziția și stânga și dreapta și câștigă oricum ar fi. Da. Eu nu mă mir că PSD ăsta, că AUR și USR bruscă și-au descoperit afinități. Pentru că acei creatori ai acestor partide au multe afinități sau în unele cazuri sunt comuni. Și în momentul în care oamenii investiți în funcții de cele două partide primesc telefoane de la persoane care nu neapărat, pe care nu neapărat le recunosc ca fiind oamenii din umbră, dar sunt persoane pe care le-au cunoscut, le respectă și cărora le sunt recunoscători. Și e suficient să li se sugereze ceva că fac. Lucrurile în România, există atâta naivitate, ca să nu-i spun prostie utilă, atâta naivitate la câte unii, mai ales la tinerii care abia vin în politică și nu știu cum stau lucrurile, încât ei sunt foarte ușor de dus de nas și au impresia că poteca și-au ales-o singuri. Știi? Multă lume crede asta. Inclusiv tinerii din civil, ca zic așa, din obișnuiți, de pe stradă, cred asta. Și nu e niciodată așa. La sfârșit. Nu, deci ei se duc într-un loc foarte periculos pentru ambele părți. Liber nu pot fi decât aceia care încep să realizeze cât de iluzorie e libertatea pe care o... Și ce puțin liber arbitru sunt lăsat să aibă. Da. Pentru că el e lăsat de Dumnezeu liberul arbitru. Dar e confiscat de până la Dumnezeu te mănâncă sfinții de pe pământ, nu? De pe traseu. Sfinții ăștia, în ghilimele, de pe traseu, cu mulți epoleți,
sunt foarte doritori de a da instrucțiuni. Așa s-a obișnuit toată viața, așa funcționează. Dai un telefon și rotițele încep să se miște. Foarte interesantă știrea pe care eu am discutat-o foarte scurt într-o ediție trecută. Externe? Da. Zicem un pic pe externe. Da, 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 te rog. Este această știre că băieții din China au cumpărat teste PCR la greu, în mai. Aici eu nu deschid gura, ești specialist. Deci, povestește-ne. Există niște băieți, există un grup de cercetători care sunt, parte dintre ei sunt medici, parte dintre ei sunt foști, oameni din servicii. Și acum întrebarea e de ce foști? De ce fac băieții ăștia voluntariat? Tocmai pentru că sunt foști. Ca foști din Mossad. Dar de ce nu fac ei actuali? Pentru că nu pot. Îi doare ceva. Îi doare spatele. Nu? Și atunci fac ei foști, că sunt puțin mai liberi, dar totuși au know-how, știu, au tehnologia, știu unde să caute. În sfârșit, s-au coagulat și au studiat și au observat cu stupoare ceea ce se mai vehicula la începutul pandemiei. Am auzit și am mai dat de știrea asta. Și anume că pe site-urile care, există site-uri care țin istoria comenzilor publice. Foarte interesantă poveste. Acum cine ar fi în spatele site-urilor ăla e altă întrebare. Dar trecem peste ea. Că totuși, ca să ții un site ăsta, asta trebuie ceva. Trebuie băieți din IT să coroboreze, să încarce datele, să le... Bun, în sfârșit. Și trebuie bani, că trebuie să cumperi datele alea, nu le crești pe câmp. Da, uite că există. Și ăștia s-au dus și au văzut cu stupoare că în luna mai 2019, da, deci când nu se auze, se auzea de pandemie, dar nu înțelegea lumea despre ce vorbește Dragnea. Da, deci în mai 2019, când majoritatea omului de pe stradă, nu, cam tot omul de pe stradă, abar n-avea ce va urma, da? Primul caz oficial, noi am scris printre primii pe 3-5 ianuarie, oficial a pognit prin noiembrie, bun, oficial au aflat întâi serviciile de tot felul de prin octombrie. Da. S-au făcut că plouă, bun. În noiembrie a aflat lumea care, bun, adiacentă serviciilor, da. Și oamenii de rând au aflat și ei prin ianuarie, dacă au deschis ochii bine, că nici atunci nu se spunea foarte bine ce... Bun. Oamenii ăștia au descoperit că s-au depus o grămadă de comenzi de către universități, inclusiv cea din Wuhan, laboratoare, inclusiv cel din Wuhan, centre de sănătate publică și lucruri de genul ăsta, inclusiv armata chineză de eliberare a poporului, a depus comenzi masive, mult mai masive față de 2018, de teste PCR. Așa. Și trendul ăsta a funcționat și în lunile care a urmat, iunie, iulie, august, septembrie și așa mai departe. În octombrie deja era... Este deja foarte interesant. Pentru că eu când am auzit mai, am zis... Eu am mai zis o dată la într-o emisiune. Dom'le, ce spunea Dragnea când ne povestea nouă că o să taie de la servicii și o să dea vitamina D la copii? Da. La ce se referea? La apucase brusc? Nu știu. Și o spunea, când o spunea? În campanie electorală. Am mai zis chestia asta și o repet încă o dată. Pentru că mi se pare foarte interesant. Pentru că dacă Dragnea știa, înseamnă că PSD-ul știa. Dacă PSD-ul știa... Ai și special de la guvernare. Dacă PSD-ul știa, a făcut două lucruri. Unul la mână că a ieșit special de la guvernare. Și pentru treaba asta ar trebui complet desfințat. Corect. Și nu numai desfințat. Părea mea că ar trebui liderii anchetați. Dar a mai făcut ceva PSD-ul. A făcut praf fondul de urgență. Ții minte? Și n-a lăsat niciun leu. Niciun leuț. Dacă tu ai știut și ai făcut praf fondul de urgență fără niciun leuț, asta intră la sabotaj. Deja sunt lucruri cu totul și cu totul speciale. Și ce credeți? Că nu o să se afle? Eu pun pariu că o să se afle. Uite așa mi-a spus mie o păsărică din asta blondă că o să se afle până la urmă. Și atunci să vă văd eu băieți din... Și nu mă refer la ciolacul, el nu cred că era foarte... Că nu era la butoane pe vremea respectivă.
la Butania pe vremea respectivă era gardea lui Dragnea. Ai dreptate. Să vă văd eu pe băieții ăștia pe unde scoateți cămășoiul. Pentru că treaba asta nu se oprește aici. Ce vor, ce, după părerea mea, ce urmează este, o, este o, un autoritarism, un, o, o tehnodistopie. Uh-huh. Asta urmează. O tehnodistopie. Dacă mă întrebați pe mine. Și-au făcut-o, o apasă, o duc până în extrem. Și când o duci până în extrem, poți să, ai, poți să ai șanse să o impui sau poate să se rupă. Și dacă se rupe, va fi ciudat pentru multă lume. Și părerea mea că sunt șanse, așa, pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Deci asta e toată povestea. De asta mi se pare un articol foarte important și l-am adus, că are puțină bătaie, știi? În mod cert, Orban, când a venit la putere, serviciile i-au spus fix zip. Două șuruburi și o strâmă legată. Știi? N-a beneficiat de nimic. Se vedea de la 30 de kilometri, că na, nu știe, era pur și simplu naiv precum bebelușii. Da? Dar Dragnea făcea chestia asta, comentariul respectiv l-a făcut exact prin începutul lui mai. Stai puțin, deci dacă a venit informație din China... Păi din China, pe nu, a venit, dacă a venit informație din China, da. Nu cred că s-au sunat la nivel de lider de partid, s-au schimbat informații la nivel de servicii de informații. Exact. Serviciile de informații nu au unic decident la, la, pe care îl informează. Întrebarea este de ce s-a informat doar aripa de la putere a PSD-ului, da? Ei atunci erau la putere. Și de ce nu au spus și altor persoane din stat care ar fi trebuit să afle și ele ce a aflat Dragnea? Sunt și băieții din serviciu acolo. Păi problema este, ajungem la ce mă doare. E... Cât din informațiile pe care le au serviciile de informații sunt, ajung mai departe și cât rămân în sertar? Da? Ții minte ce spunea Vrăbiuța Roșie numită Cătălina... scapă numele. Cătălina, secretara lui Dragnea, care ajunsese deputat la 24 de ani. Dar nu mai știu cum o cheamă. Cătălina cumva. Ce spunea ea? Că avea niște contacte. Ea lucrase pe niște contacte cu chinezi, cu ferme în Teleorman. Da. Îmi aduc aminte. Și? Da. Poate ne spune. Fata aia venea de la Sebastian Ghiță. De la Sesoft. Ce să faci? Doamna Cătălina. În sfârșit am găsit că nu știu dacă să las pe Marți sau... Drumul. Am găsit povestea găinii care naște pui vii, pe care am promis-o. Țineam la un anume text pe care nu-l aveam eu pe calculatorul de acasă. Hai să fac eu o introducere. Tu zici după aia, eu am găsit ce mă doare. Nicoleta Arunov și-a mâncat ani prin presă pe aici, prin România, și are o... Arunov cu băieții din presa românească, cu unii dintre, majoritatea, cu o mulți dintre, hai să zicem, nu zicem majoritatea, are o părere extraordinar de proastă despre conducerea organizațiilor de presă mainstream din România. Și din punctul ăsta de vedere, dacă o auziți pe Nicoleta vorbind în privat despre ce se întâmpla prin presă și comentarii la adresa ăstora de aici, Nistorescu, Cristoiu, și altora ca ei, sunt destul de acide. Ai putea spune că iau vopseaua. Uh-huh. Da. Și de curând a căzut peste povestea cu găina care naște pui vii, dar nu e nici măcar singura, știi? Așa se făcea presa în 90. Nu, eu vreau să, așa se făcea presa, nu vreau să spun asta pentru că am o problemă cu... Deși am o problemă, atunci eram jurnalist de Iași și știu foarte bine cum lucra redacția de Iași a evenimentului zilei. Eu eram jurnalistă corespondentă a zilei. Sub bagheta meșterului Iulian Chifu. Era șef de stație Iulian Chifu și mai erau acolo niște oameni. Cătălin Ștefănescu, marele Cătălin Ștefănescu. Bine să râd că mi-aduc aminte. Da, era lume multă. Avea 5 sau 6 oameni, Cristina Lucescu, era multă lume la redacția de ea. Și era o anumită cafenea în care se scriau în cafenea articolele și soarele verii nu te îndeamnă să pleci după informație. Mai bine o creezi
o inventezi și o pui pe hârtie într-o terasă la o cafea sub o umbrelă. Dar nu despre asta e vorba. E vorba despre cum se perseverează în minciună. Cum, ce spuneam la Iohannis? Cum greșești? Ai greșit, da? Te-au prins, da? Recunoaște-mă, frate. Deci pe mine mă îngrozește aici modalitatea prin care presa, cea care face opinia publică și face și desface mentalul colectiv, impune minciuna și o certifică. Deci pe mine nu m-a speriat cel care a mințit despre găină, m-a speriat acțiunea de întărire că așa este, care a urmat ulterior. Și trebuie să... Bine că am dat, că eu vreau... Aici am și ce s-a spus ulterior, nu numai știrea găinii de atunci. Știrea găinii sună așa, pentru tinerii care habar n-au despre ce era vorba. Corespondentul Cătălin Ștefănescu de la Iași semna un material care se chema Eveniment senzațional la Pașcani. O găină a născut 2 pui vii. Programată pentru tăiere, a fost astfel cruțată. Iată cum s-au petrecut faptele. Marți 28 septembrie anul curent, în curtea gospodinei Sevastița M, aflată în strada Vatra din Pașcani, județul Iași, s-a întâmplat un miracol. O găină a născut 2 pui vii, unul fără un picior, altul fără o aripă. Deoarece găina Sevastiței nu s-a mai ouat deloc în ultimele 3 luni, gospodina s-a hotărât să o taie și să o pună la fiert. Dimineața, cu pricina, intrând în coteț, SM a rămas uluită de ceea ce a văzut. Găina născuse 2 pui handicapați. Considerându-l un semn de la Dumnezeu, Sevastița a cruțat găina, dar a omorât pui, deoarece, fiind handicapați, toți ar fi chinuit să trăiască. Acum, a început, presa n-a putut să tacă la așa ceva și s-au luat de ei. Ora, România liberă, România mare... Au tăcut câteva zile, au zis, sunteți așa cum sunteți invidioși și după aceea au scos o pagină întreagă în care au venit să întărească minciuna. E, de aici devine deja extraordinar de îngrijorător, ca să nu spun altceva. Se face această pagină, deci peste 6 zile de la apariția în minunii astea, colegii lui Cătălin Ștefănescu îi sar în ajutor. Cătălin Mihuleac, mare scriitor, altfel pană, mor de dragul scriturii lui, dar aici tot mare scriitor a fost. Iulian Chifu, analiza, îl știți, fost consilier prezidențial la centru de conflicte de toate felurile. Cristina Lucescu, soața lui domnul Lucescu, antrenorului, a jurnalistului Pavel Lucescu. Revin cu un amplu material publicat în pagina a treia, toată a numărului 396 și zic așa, în ciuda unor afirmații răuvoitoare, EVZ a avut din nou dreptate. Răspunzând unui articol din data de 8 octombrie, din România Liberă, prin care România Liberă spunea Sevastița nu există, galinacele nici atât, băieții fac un adevărat circ. Și spun așa, motivul atacului României Libere îl cunoaștem. Unul dintre ele este invidia unor ziariști lipsiți de talent, care privesc urâși succesul ziarului nostru. Bă, parcă citesc Caragiale, pe cuvânt. Din fericire, pentru cititorii noștri și pentru noi, nu mor caii când vor câinii. Și publică declarația unui doctor Bârsan, care neagă că ar fi fost contactat de cineva de la România Liberă și confirmă din punct de vedere medical posibilitatea ca evenimentul să fie real. Și apoi sunt contactați 2 principali experți în avicultură din Republica Moldova, profesor universitar doctor Ioan Lăbușcă și profesor universitar doctor Alexandru Dascălu, precum și profesor universitar în al treilea doctor Ioan Burtan, decanul Facultății de Medicină Veterinară din Iași, care decretează că găina din Pașcan care a născut pui vii este un caz banal în lumea științifică. E vorba de o boală întâlnită frecvent, ovoretenția. Și în plus dau găina eroină cu explicația, ea e găina, iar în alta cu o basma pe cap pe frăsinica Sevastița Fălticianu, stăpâna galinacelor care nu există și care declară, am scuipat în sân zicându-mi că e semn ceresc, de aceea n-am tăiat găina, în schimb m-am speriat și n-am mai gândit, am dat pui la pisici. Se vede că a fost semn, dar nu de la Dumnezeu, ci de la diavol.
După această întâmplare mi-a murit o cloșcă și motanul meu, cel care a mâncat pui. Da, ghinioanele Sevastiței nu se opresc aici. În numărul 421 din 8 noiembrie, adică ceva mai încolo, peste alte aproape două săptămâni, Cristina Lucescu transmite de la Iași, devenită celebră datorită stăpânii găinii, datorită găina care a născut pui vii, stăpâna găinii a ars de vie în propria locuință, adică au și omorât-o ca să nu se mai ducă nimeni la ea să o întrebe, că s-a mai mers, nu? Ușa locuinței a fost găsită deschisă. Cu o lună înainte de a muri, bătrâna a fost terorizată psihic de reporterii României Libere și ai unui post de televiziune necunoscut, care vreau cu orice preț să o determine să declare că ziarul nostru a mințit. Chiar dacă decesul Sevastiței va rămâne un mister, ceea ce trebuia demonstrat a fost demonstrat. Sevastița a existat, dacă nu ar fi fost așa, nu ar fi avut cum să moară. Acum, eu am făcut un rezumat. O pagină întreagă, trei oameni, profesori universitari, doctori, confirmă porcăria, minciuna, și îi pun la zid pe oamenii, deci nu când discutăm calitatea publicațiilor, discutăm faptul că cotidianul Ora, cotidianul România Liberă, România Mare, gazeta, că pe atunci nu așa de multe ziare ca acum, semnalaseră cum că toată povestea e un fâs. Și e normal să taxezi o astfel de chestiune în breazlă, că nu poți să minți atât de evident. Nu doar că sunt invidioși, s-au găsit trei oameni de știință în România care să spună așa este, așa se întâmplă și în politică, așa fac și serviciile. Dacă te prinzi că lucrurile stau într-un anume mod, vin trei specialiști care îți spun că tu ești beat, tu care spui adevărul și eventual te duci acasă și te culci, pentru că totdeauna se găsesc cozile de topor care să facă din minciună adevăr și să o cauționeze. Și trageți dumneavoastră concluziile din această poveste. Iar oamenii se uită azi în gura lor, pentru că acolo șef de gazetă a fost Cristoiu, care și astăzi spune că materialul cu găina nu e un fake. Știi cine era supărat pe Iohannis că s-a luat de aur? Cine? Sorin Ovidiu Vântu a avut iarăși o ieșire pe internet. Iar? Dar era supărat de data asta, nu mai era relaxat și flegmatic și cinic cum el de obicei, era așa, la modul supărat. Susținea aurul. Cine? Sorin Ovidiu Vântu? Da. Dar tu știi câte lume susține aurul fără să recunoască asta? Că s-a instalat și o spirală a tăcerii. Pe motiv că, într-adevăr, nu te poți asocia. Doamna Șoșoacă. Da, nefrecventabil. Doamna Șoșoacă. Dați-mi și nouă poză. Hai să vorbim puțin de doamna Șoșoacă, că nu se poate să nu zicem despre ea. Ca să știe lumea cine e, că poate unii dintre... Poate n-a uitat, nu? Da, spune. Doamna Șoșoacă, nu mai departe decât ieri, a cerut ca toți jurnaliștii care au scris despre pandemie fără să asculte antivacciniștii și fără să-i găzduiască în studiouri, și dacă cumva au și îndrăznit să critice, să fie băgați în închisoare, arestați cu toții și condamnați, să li se ridice dreptul de a mai semna vreodată opinii sau materiale în presă, deci să rămână fără meserie. Asta nici poți să o faci. Dom'le, așa a spus ea, că atât e de juristă și de deșteaptă, ca consiliatul la Consilia și Patria Năstase, despre ce vorbim. Da? Încât nu mai știe care sunt legile, că pentru noi nu există democrație, decât pentru dumneavoastră ei. Jurnaliștii nu au voie să gândească cu capetele proprii. Și a cerut din nou scoaterea, retragerea României din UE, pentru că UE ne aduce doar rău. Nu avem ce căuta acolo, dar asta zice și Terheș, asta zice și Dan Puric, asta zice și, cum îl cheamă, Călin Georgescu, asta zic foarte mulți oameni din România la momentul ăsta. Mai știi ce nu-mi place la ăștia? Din partea asta de stânga. Au un articol în care cu un titlu din ăsta foarte interesant. Țara s-a ridicat. Da. Discursurile lui Dan Puric, Călin Georgescu și Cristian Teherș. Asta e Sputnicul, nu? Și, da, Sputnic. Băi, cum adică, mă, să nu știi cum îl numești pe omul ăla? Și nu e o greșeală de tipar, că o dau cu Teherș ăsta de sus până jos în articol. Mă, oameni buni, scris de o doamnă, parcă. Doina Crainic, o știi? Mie mi-a scăpat. Doamna Doina a dat-o în bară.
Dragul meu, știi de când știa, uite, ne scrie Angie Popescu, îi mulțumesc, că a văzut imediat, a căutat în arhivă. În februarie 2019 a vrut Dragnea să-mi dea vitamina D. În februarie a vrut februarie. Să-mi dea? Asta înseamnă că e... E mai gravă. E mai, asta spun, e mai gravă. În februarie 2019. E mai gravă. Că nu deja, mai știam când noi, nu ne-am uitat. Deja e atât de gravă încât nici nu pot să o comentez la televizor, că vine... Săracul cu da, Facebook, uite cum a pățit-o. Mark Zuckerberg, puțină lume ce să înțelege ce s-a întâmplat acolo și aș vrea să vorbesc un pic de asta. Te rog. Pentru că este o evoluție care pare minoră, dar este... Știi, ca atunci când ieși afară dimineața și parcă vântul și gara, e ceva în neregulă în aer și spre seară, ca zic așa, te trezești cu un cutremur. Ce s-a întâmplat un pic înainte de ziua de duminică, duminică la prânz, ora Americii, duminică seara la noi, când a căzut Facebook-ul. Ce se întâmplase cu puțin în urmă, cred că sâmbătă sau duminică, dacă nu mă înșel, vineri, sâmbătă sau duminică, un avertizor Facebook a avut... O doamnă. Uh-huh, o doamnă care a lucrat la ei. A venit și a început să facă acuzații foarte... Unii ar zice dure, eu le-aș zice dubioase despre ce face Facebook. Faptul că pune profitul deasupra interesului oamenilor. Acum asta toată lumea face, nu numai Facebook-ul. Și eu nu sunt un fan Facebook, de să fie foarte clar. E un instrument, ne folosim de el, ei se folosesc de noi, asta e viața. Cred că Facebook-ul face foarte mult rău tuturor. Dar, bun, cum îl face cu acordul părților, ca să zic așa, că poți să-ți închizi laptopul sau device-ul electronic și să te duci să te joci. Te duci pe munte, te duci să faci ce ai de făcut. Bun, citești o carte. Deci nu te omoară nimeni. Dar ce zicea avertizorul? Avertizorul ăsta, o femeie de ceva ani, spunea că punctul central e că face rău copiilor prin Instagram, postează poze, copiii se simt, își pierd simțul demnității, devin depresivi și mai departe. Și asta era tema generală. Plus că era o grămadă de acuzații acolo. Majoritatea dintre acuzații venea din partea unei filonului de stânga radicală. Foarte interesant. Dacă vă duceți, noi n-am vrut să dăm foarte mai. Mie mi s-a părut un pic bizar la momentul respectiv și am trecut peste știrea respectivă. Am zis, bun, nu o să încep acum să o înșir, pentru că mi se păreau prefabricate. Stânga radicală, stângii radicale din Statele Unite, nu-i pasă nici două picături de apă despre ce pățesc copiii din America sau de oriunde. Și de ce zic asta? În momentul în care știi că există copiii din America sunt asaltați de tot felul de literatură cu pedofilie sau tot felul de conținut sexual pe care probabil că nu ar trebui să-l consume la vârste atât de fragede și nimeni nu zice nimic. În schimb, iese doamna asta și spune că Facebook-ul și Instagram-ul mai degrabă face rău copiilor că le scade demnitatea și mai știu ce pe acolo. Lucruri care, ok, sunt foarte controversate, nici măcar nu ai cum să le măsori. Ce cred că va urma, și a început deja să se vadă, este că se vor urca cu picioarele pe Facebook pentru mai multă cenzură, că doamna asta cerea de fapt. Și pe mine de asta m-a pus pe gândul rău, că ea cerea de fapt mai multă cenzură. Adică să se comporte precum Twitter-ul, care îți taie, nu clipește când taie, scoate. Am menționat foarte pe scurt, lumea nu înțelege, Facebook-ul este dintre cele mai coloșii sociale, de platformă socială, da, Twitter, Google și Facebook, ce mai fi pe acolo, este cel mai, cenzurează în mod clar și cenzurează în urma presiunilor din Congresul American. Dar dintre ei toți, culmea, deși s-ar putea să nu vă vină să credeți foarte ușor chestia asta, cenzurează cel mai puțin. Da, i-au închis contul lui Trump, dar față de Google și de Twitter, care scoteau filozofi cu patalamale de dreapta,
de pe canalele lor, de exemplu, canalele de YouTube sau Twitter, au interziși cu mult înainte de 6 ianuarie, de exemplu, când a fost scandalul cu Trump, cu intrat un congres ilegal, nu știu, demonstrația acolo s-a întâmplat. Da. Vorbim de anii 2018, 2017 începuseră, 2018 era în plin campania asta de retragere și de cenzurare a vocilor de dreapta. Vocile de dreapta americane, să fie foarte clar, vocile de dreapta americane și occidentale nu sunt senatoare și o șoacă. Da? Sunt niște oameni destul de cu argumentele la ei și foarte raționali. Dennis Prager, toți oamenii ăștia. Da, deci nu e vorba de șoșoacă aici. Dreapt, în România, când spui dreaptă, lumea se gândește. Și asta e o mare problemă. Și e o mare distorsionare. Și e o mare tragedie națională, că de fapt nu există oameni de dreapta și ăia foarte puțini care sunt absolut marginalizați de ambele tabere. Și de tabăra așa zis de dreapta și de tabăra de stânga. Niciuna dintre ele, nici aia de dreapta, nici aia de stânga în România, nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, e un haules, baules general. Voci raționale este extraordinar de puține și n-are nimeni chef de ele. Știi? Acum, ca să revin, în momentul în care vii și începi să arunci, deja se organizează o campanie de presă, așa cum a organizat-o în România, de exemplu, când l-au pus pe băiatul ăla, pe tânărul Cosma, să înceapă povestea cu Portocală, care i-a făcut și adres. Da. Și în 3 luni de zile, completele de judecată care judecau pe Dragnea erau în aer. Da. Știi? Cum am ajuns de la una la alta, e foarte greu de explicat, dar s-a ajuns. Genul ăla de atac, de asalt mediatic se întâmplă, și după părerea mea, se va întâmpla în lunile care urmează, la adresa Facebook-ului, care până acum a rezistat multor cereri de cenzurare brutală și fără niciun fel de logică. În momentul în care nu vei mai avea voci conservatoare pe Facebook, pentru că vor trebui la un moment dat probabil să cedeze, dacă nu s-a atenți, nu știu exact climatul de acolo, e foarte complicată ecuația aia, dar după cum este instrumentat asaltul ăsta, e la rupere, e la forță brută. În momentul în care Facebook o să închidă mustăria cu vocile de dreapta, va fi foarte complicat să mai aibă acces lumea la știri. Și treaba va fi ciudat făcută, va fi făcută bine, nu prost, în sensul că va fi făcută treptat. Și ușor, ușor, într-un an de zile, la modul în care se desfășoară, la viteza cu care se desfășoară decăderea aceasta a societății americane, lumea o să rămână fără știri. Fără să-și dea seama că rămâne fără știri. Asta, oricum, România e deja în punctul ăla. Foarte puțină lume din România înțelege că dacă deschizi televizorul, nu vezi știri. Vezi niște bullshit-uri manipulative de la un cap la coadă. Și care parcă sunt de culori diferite, dar, de fapt, în chestiunile majore cântă toți după aceeași melodie. Și melodia aia e matrioșca, e ociciornă. 90% din știri sunt identice. Exact. Și consensul ăla atârnă foarte greu în mintea omului de pe stradă, care nu are timp să stea să analizeze, bă, stai să vedem care, te duci, citești surse, limbi străine, toată, n-are timp și nici, poate nici chef. Și atunci, până la urmă, consumă pe forță brută. Dom'le, 15 oameni zic că e așa, e așa. Deși în majoritatea cazurilor nu e așa. Încă o dată, iar discursul ăsta, ca zic așa, rațional, este... Și am mai spus-o și o repet. Cel mai distorsionat este exact de oameni de genul ăsta, gen șoșoacă, diplan, care vin și practic duc lucrurile în derizoriu. Unele dintre lucruri care nu sunt de dus în derizoriu. Nu sunt de dus în derizoriu deloc. I-au refuzat unei femei un transplant de rinichi în Statele Unite din cauza că era nevaccinată. Știre. Luați-o și căutați-o că este, dacă o găsiți. Pe site-urile de extremă dreaptă, deja extremă dreaptă, și pe noi pe Wikipedia ne spun agenții chinezi că le spun oamenilor că suntem de extremă dreaptă. No? Adică, cum ar veni pe lângă șoșoacă sau chiar mai rău. Râzi, dar mi s-a... Păi n-am cum să nu râd. Mi-au pus eticheta asta de nas de câteva ori și nici n-ai ce să le răspunzi. Extremistule. Foarte extremist. E ora 10. Da, pe scurt, ce se întâmplă? 2 minute, dacă mai stăm.
pe externe, se întâmplă... Au năvărit chinezii cu 106 de avioane peste Taiwan, Japonia s-a alertat, Australia s-a alertat, India, toți sunt din zona respectivă, s-a alertat. Normal. Au început să zboare avioane stealth de pe portavioane japoneze, ceea ce e o noutate. Manevre comune. Erdogan în Turcia, Erdogan făcând valul la adresa Turciei. Macron făcând valul la adresa Turciei. Cu Algeria. Cu Imperiul Otoman. Algeria, dar nu e vorba numai despre Algeria. Nu. Tradițional, Franța se aliniază cu Grecia. Corect. Deci asta e alianța lor tradițională. Acum un an jumate sau când s-a întâmplat de Erdogan umbla pe cai mari prin războiul civil libian de partea guvernului de la... Încercau să intre în Mediterana să sape după niște petrol pe acolo, niște gaze naturale, trimiseseră nave de război. Erdogan se implica și cu arme și cu bagaje în războiul libian. Franța avea o poziție, ca zic așa, împotriva exceselor militare ale regimului ăsta. Și acum au comite. Există și o feudă între ei, doi de ordin personal. Dacă mai ține minte, Erdogan a făcut niște afirmații la adresa lui Macron la un moment dat, probabil că nu s-a uitat. Da, au niște orgolii și unul și alții. Bun. Deci cam asta se întâmplă. Altceva, Polonia face valuri. Foarte interesantă știrea. Foarte interesantă. Un tribunal constituțional din Polonia a decis că unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constituția țării. Uh-huh. Interesant asta. Cum și-au dat seama? Și-a redeschis subiectul Polexit. Păi, despre asta vorbim, nu? Că încolo bați. Da. Tu împarți suveranitatea pe juridic, e împărțită între statele membre și bloc. Da, da, Polonia aici este perversă, pentru că ea știa că atunci, de când a intrat și Ungaria, și asta Polonia, și întreb. România... După ce ai stat în Uniunea Europeană câți zeci de ani... Și ai luat câți bani ai luat. Te-ai trezit, știi? Știau că au cedat din suveranitate, știau clar ce au cedat. Exact. Dar când le-a convenit, când a fost de luat, era bună Uniunea. Acum când nu le mai convine, tare ar lăsa. Nici Uniunea, și acum nu vreau să fiu înțeles greșit, Uniunea de acum nu e Uniunea de atunci. Da, dar nu poți să spui că n-ai știut cum e Uniunea și câtă suveranitate ai cedat. Nu știu dacă. Sunt cu totul alți lideri la putere. Și încă o dată, eu nu sunt anti-unionist. Cred că rolul României, cred că o Românie în afara Uniunii Europene ar capota în fix 2-3 ani. E mai puțin. Ar cădea... Ar capota la modul serios de tot. N-avem nicio șansă să rezistăm. Iar Rusia... Abia așteaptă, dar de bani nu o să ne trimite. E ca aligatorul care stă cu la pândă cu gura deschisă. Rusia e orice, numai e o prietenă a României, nu. Corect. Și deci să fie clar, singurul viitor viabil e în Uniune. Dar liderii Uniunii de acum sunt jalnici. Stai că să vezi ce mai urmează. Jalnici. Pleacă Macron, nu știm. Iarăși. Pleacă Merkel, nu știm cine și vine în loc. Exact, dar problema e, după părerea mea, exact acolo. Cum a fost posibil să instalezi o Merkel roșie la conducerea unui partid de dreapta din Germania? Corect. Atâta timp. O Merkel cu legături cu Rusia. O Merkel a cărui tată era agent din Germania de Est. Se spunea pastor foarte roșu. Bine. Deci domnul Schröder, a cărui pupilă a fost Angela... Domnul Schröder, când a ieșit din mandat, s-a dus întins la Moscova, la Gazprom, da? Da. Dar întins. Unde stă și acum. Unde e și acum. Deci, cine a format-o pe Merkel? Bun. Și întrebarea care urmează e dacă Germania a devenit atât de roșie sub guvernare... Sub guvernare de dreapta. Cu SPD-ul. Cam cum își imaginează cineva că va fi sub ce urmează acum. Corect. Cu social-democrație. Da, Adrian, și stai să vezi ce circo să fie și la franțuși. E o problemă. Motorul franco-german are lideri deci Polonia absolut contestabil. Are un pic și are un pic de dreptate acolo. Că blocul ăsta a evoluat. Așa cum administrațiile americane de acum nu sunt administrațiile americane de acum 20 de ani.
Administrația Clinton nu e administrația Biden, deși ambele erau, sunt democrate, sau erau și sunt, da? Dar nu se pot compara, deci era una e una, alta e alta. E și cinci. Mișcarea Occupy, din care se revendică Black Lives Matter acum, mișcarea Occupy, stânga americană pe vremuri avea sens, acum nu mai are niciun sens. Lucrurile degenerează fulminant. În sfârșit, ne îndreptăm spre un socialism? Nu, spre o tehnocrație, spre o autocrație tehnocrat, tehnologică mai degrabă, sau distopie tehnologică. O să avem timp să discutăm, dar până să discutăm, o să, mai grav, o să avem timp să simțim pe propriile noastre piei cam ceva să fie ceea ce vine. Din păcate a expirat timpul de la 22:30. Emisiunea aceasta e pe București TV, trebuie să închidem ca să o și apucăm să o transmitem, să aveți ce vedea. Noi ne revedem marțea viitoare. Vă rog, gândiți cu capetele voastre și nu credeți în jurnaliști. Oricât de multă încredere ați avea în ei, verificați ceea ce vă spun. E foarte bine și evitați să primiți otrava direct sau măcar fabricați-vă antidotul dacă v-ați otrăvit. Toate cele bune!